Autoritățile doljene au organizat aseară o conferință de presă premergătoare deschiderii bazei operaționale Wizz Air la Craiova. Prin evenimentul care a avut loc la aeroportul din Bănie, s-a marcat încununarea muncii de ani buni a Consiliului Județean Dolj. Aeroportul din Craiova va funcționa de acum înainte la cote maxime, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Începând de astăzi, vom avea o bază operațională a firmei Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Deci, practic, ne-am dat mâna cu una dintre cele mai mari firme de low cost din Europa, de fapt, cea mai mare firmă din Europa Centrală și de Est. Și iată că în acest moment își deschide o bază care, mai pe înțelesul tuturor, înseamnă un avion Airbus 320, care va fi în permanență aici, pe aeroportul din Craiova. La eveniment a participat și Daniel De Carvalho, Corporate Communications Wizz Air. Acesta a adresat mulțumirea autorităților locale și a spus că ziua este într-adevăr una de sărbătoare. We wanted to show you the brand new Craiova aircraft. Să vă arătăm noua aeronavă din Craiova. It will be delivered overnight from Toulouse. Va fi livrată noaptea aceasta. From the Airbus factory. So the brave of you that want to stay up and wait for it to arrive after midnight. Ar putea să vadă această aeronavă. Otherwise you can travel on it from tomorrow. Altfel puteți să călătoriți cu ea începând de mâine. Directorul aeroportului Craiova, Mircea Dumitru, a declarat că are încredere în echipa care a reușit să ridice aeroportul la nivelul la care se află acum. Alături de cei doi membri ai staffului au fost și două dintre craiovencele angajate pe posturile de stewardese. Abia acum încep să cred în puterea regiunii. Now I do believe that. I do believe in the power of the region. A municipiului. A acestei echipe pe care o aveți în față. Și a faptului că ne dorim ca în următorii ani să creștem continuu și la momentul 2021, Craiova, capitală culturală a Europei, să aibă un aeroport la standarde europene. Odată cu deschiderea bazei aeriene Wizz Air de la Craiova, au fost adăugate și noi destinații, către Bologna, Roma, Dortmund și Barcelona.